Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi o să vă arăt să faceți o pisică pe Rainbow Loom. Ca să o facem avem nevoie de o igliță, două gumițe verzi pentru ochi sau culoarea care vreți și eu o să folosesc portocaliu închis și deschis. O să fac pisica mea. Ca să începem o să o luăm. Trebuie să punem Rainbow Loom în poziția asta, partea din mijloc mai sus. Acum iau două gumițe portocaliu și o să le pun din primul țâmburuș la primul țâmburuș din dreapta. Mai iau două și le pun la primul țâmburuș la primul țâmburuș din stânga. Acum mai iau două elastice și le pun de la primul țâmburuș din dreapta în jos și la primul țâmburuș din stânga în jos. Acum iau trei elastice, și o să le pun de la al doilea țâmburuș din dreapta la al patrulea din mijloc. Mai iau trei și o să le duc din al doilea țâmburuș din stânga la al patrulea din mijloc. Așa. Și acum iau o gumiță portocaliu deschis și o duc de la al doilea țâmburuș la primul țâmburuș de tot. Doar una. Iau alta și din la doilea țâmburuș din stânga la primul de tot. Acum iau două gumițe și o să le duc de la primul la al doilea țâmburuș din mijloc. Mai iau două și le duc în jos. Mai iau două și le duc aici. Acum o să iau trei portocaliu și o să le duc de unde am rămas în jos. Așa. Acum luăm două și le punem în jos. Două mai mult. În jos. Două mai mult. În jos. Și două mai mult. În jos. Și avem astea de aici care o să fie gâtul de trei. Și la urmă dublă, 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 dublă. De patru ori. Acum luăm două și ăsta e gâtul în țâmburușul ăsta de aici la ăsta de aici. Așa. Mai iau două și o să cobor până ajung aici. Și acum în partea cealaltă. Nu. Acum de aici aici. Acum începem partea asta de aici.
la fel ca înainte. Coborâm. Coborâm. Cu două elastice numai. Două mai mult și le unesc. Acum o să facem coada. Iau un elastic, îl dublez și acum le iau pe amândouă și le dublez iară și îmi rămân patru, învârtit de patru ori. Iau un elastic în portocaliu deschis, îl dublez și scot și îl pun pe igliță. Iau alt elastic și îl dublez. Dublăm și trecem. Ce avem? Doi și pun la loc. Deja avem două găuri. Una, două. Facem cinci. Dublez. Acum avem trei. Iau alt elastic. Îl dublez. Acum avem 4. Îl dublez. Și 5. Trebuie să avem 5 găuri. Și acum o să iau un elastic portocaliu. Îl dublez. Și trec. Așa. Și în total avem 5 găuri bej și o gaură portocaliu. Acum, coada o să o punem în ultimul țumburuș de aici. Le coborâm. Și o să o punem aici. Acum o să facem piciorușele. Iau un elastic bej și o să-l dublez odată și la urmă iau elasticul și-l dublez iară de patru ori, l-am învârtit. Iau îl dublez și facem același lucru ca la coadă. Avem o gaură. Două. Trei. Și patru. Și acum avem patru găuri bej. O să luăm un elastic portocaliu, două și scoatem așa.
Așa. Și o să-l pun, să le pun în țâmbulușul ăsta de aici. Așa. Și o să fac același lucru și o să-l pun în ăsta de aici. Iau un elastic și îl învârt de 4 ori. Și 4. Iau altul, îl dublez. În 2. Mai fac o dată. Îl învârt de 4 ori. Iau 1. Îl dublez. Scot. Avem o gaură. Dublez. Avem 2. Avem 3. Patru. Acum, ultima, iau 2 elastice portocalii și scot. În 2 și pun la loc. Și o să le punem în țâmbulușul ăsta de aici. Acum o să facem picioarele din spate. Luăm un elastic bej și îl dublăm de 4 ori. Iau altul. Îl dublez. Doi și pun la loc. Iau altul, dublez. Și pun la loc. Și avem 2. Mai iau unul, îl dublez. Și avem 3 găuri. Acum luăm 2 elastice și trec. Nu, scuze. 2 elastice portocaliu și trec. Adică avem 3 găuri, 2 gumițe portocaliu și acum luăm 3 elastice portocaliu. Și trecem. Și acum o să punem din țâmburușul ăsta la asta, adică 3 elastice în ăsta și 3 aici. O să scoatem. Pe aici.
Așa. Și o să facem același lucru și o să-l punem de aici, aici. Iau un elastic, îl dublez de 4 ori. Iau altul, îl dublez. Avem o gaură și trebuie să facem 3. Două. Avem 3 și acum iau 2 portocalii. Și acum 3, cum am făcut înainte, le trec și o să le pun de aici aici. Grijă scot. Și o să le pun aici și aici. Așa. Acum o să facem nasul. Iau, îmi trebuie negru. Iau un elastic negru și o să-l învârt de 4 ori. Și 4. Iau 2 gumițe bej și scoatem elasticul negru. Așa. Și o să-l pun de la țâmbărușul ăsta de aici, al doilea din stânga, la al doilea din dreapta. Așa. 1 și 2. Și rămâne așa. Acum o să facem ochii. Iau un elastic verde sau voi culoarea care vreți și o să învârtim de 4 ori. Iau alta și îl învârt de 4 ori. Acum iau un elastic portocaliu. Nu, bej, scuze, bej. Și scoatem. Așa. Și eu duc din primul țâmburuș din stânga la țâmburușul din dreapta. Aici. Și aici. Și acum o să partea asta care rămâne în mijloc o să pun la al doilea țâmburuș din mijloc și aranjez ochii. Acum facem urechiușa. Iau un elastic bej și o să-l învârt de 4 ori. 3 și 4. Iau două gumițe portocaliu și o să le pun în stânga de la gumița învârtită de 4 ori.
și învârte în forma 8, așa, și iar învârtită de două ori și o pun în partea dreapta. Acum iau un elastic portocaliu, îl dublez și trebuie să trecem ce avem. Așa. Le aranjăm. Acum trebuie să ne rămână așa. Și o să-l punem în primul sâmburuș din dreapta. Așa. Și o să facem același lucru în partea asta de aici. Iau un elastic bej, îl învârt de 4 ori. Iau două gumițe portocaliu, le pun în stânga și învârt de 2 ori. Una și două. Și le pun în partea asta. Așa. Iau un elastic portocaliu. Dublăm. Și trebuie să trecem. Așa. Și deja avem a doua. Și o să o punem în țâmbărușul din stânga. O aranjez. Acum iau un elastic portocaliu și o să-l pun în forma de triunghi la țâmburuși ăștia de aici. La ultimul din dreapta, la ultimul din stânga și la penultimul din mijloc. Iau alt elastic portocaliu și o să-l pun în forma triunghi sus. Deci, am pus elasticul ăsta chiar deasupra de la celălalt. Iau acum altul și îl pun deasupra în forma triunghi, la fel. Și acum putem să începem să scoatem. O să trag de coadă ca să vedeți. Aici băgăm iglița și luăm primele două gumițe. Și le ducem de unde vine, în cazul meu, țâmbulușul ăsta de aici. Așa. Facem acum iară. Și luăm două gumițe, care în cazul meu sunt astea de aici. Și acum, ultimele două. Și le pun de unde vin. Aici e ușor, bag iglița și iau gumițele portocaliu și le duc de unde vin. Aici la fel.
și aici. Acum o să băgăm iglița în gaura de aici și o să luăm gumițele de la picior, nu, de la dedesubt. Și o să băgăm iglița. Așa. Și le iau cu grijă. Și le duc de unde vin, care e aici. Așa. Acum bag iar iglița și iau gumițele și le duc de unde vin. Bag iară. Așa. Și aici bag și iau astea de aici și le duc de unde vin. Și acum partea asta de aici. Același lucru. Aici iau gumițele astea. Adică le iau cu multă grijă. Așa. Acum iau asta de aici. Iar și acum iau astea de aici și le duc aici. Acum trebuie să iau gumițele astea, care sunt 3. E gâtul. Așa. Acum bag iglița și iau gumițele bej. Așa. Acum gumițele astea portocaliu. Care sunt 3. Așa. Acum iau astea de aici. Acum iau astea de aici și le duc de unde vine. Și în partea asta la fel. Și aici trebuie să iau gumița asta. Vezi? Trebuie să iau. Și o duc de unde vine. Aici la fel. Acum iau gumițele portocaliu. Și acum aici o să punem, prima scoatem
Mițele astea bej. Și trebuie să-i facem acum facem mustața. Trebuie să luăm năsucul negru și să-l punem pe igliță. O să fac cu iglița asta. Așa. Asta-i năsucul. Iau două gumițe albe. Și scot năsucul pe deasupra. Așa. Și lăsați. Acum trebuie să iau gumițele astea de aici, care sunt bag iglița prinăuntru și iau gumițele. Acum trebuie să iau astea de aici. Și la urmă astea de aici. Mi-a scăpat. Acum o să iau un elastic portocaliu. O să bag iglița pe aici, prin gaura asta, și când iese, iau gumița și o scoate pe de sus, așa, și acum gumițele, toate astea care sunt aici, sunt prinse de gumița asta, și fac un nod, scot partea de dedesubt, și trag cu grijă. O să-l las aici ca să nu scape. Și acum o să scoatem. O să încep pe aici. Acum picioarele. Așa. Acum partea asta de aici. Asta de aici. Asta de aici. Și acum. Acum aici. Aici. Asta e corpul.
La urmă îl aranjăm. Acum scoatem avem grijă cu să ne se scape mustața. Aici sunt multe. Și aici trebuie să le aranjăm. O să alegem fața. A mea o să fie asta de aici. Le aranjăm puțin pe aici, să nu scape mustața. Ok, îi aranjăm. Și acum o să bag ghiglița prin gât și o să trag gumițele înspre mine. Ca să rămână capul așa. Acum corpul. O să trag de picioare și de coadă. Coada o duc așa în sus. Bag iglița prin cumițele astea de aici și trag ca să rămână în sus. Acum picioarele și corpul dublez. Și o să punem o să iau gumițele așa, câteva, două dintr-o parte și două dintre alta. Iau un elastic portocaliu și trec. Mi-a scăpat. Și acum fac un nod. Așa. La urmă îl pitim. Picioarele astea le aranjez. Astea la fel. Dacă nu vă stă bine picioarele, trebuie să trageți din gumițele astea de aici, așa, ca să se pună bine. De aici astea și astea le aranjăm. Acum pitim gumița asta care înainte am pus-o și o să profit ca să lipesc, unesc partea asta de aici.
Așa. O să trec și pe aici. Așa, să nu se vadă. Și deja avem pisicuța noastră. Ochii mi-au rămas cam nașpa, dar nu-i nimica. Unul mai în sus, unul mai în jos. Așa. Și deja am terminat tutorialul. Vedeți aici am un cățel care l-am făcut. Aici jos o să vă las linkul. Și acum deja am pisicuță care sunt prieteni. Aici picioarele. Și deja am terminat tutorialul de azi. Sper că v-a plăcut și vă aștept la următorul tutorial. Acum o să salut pe Oana Vasile. Te pup! Pa!